Cu două săptămâni înainte de startul noului sezon al Ligii a III-a, SCM Dunărea Giurgiu aproape și-a definitivat lotul cu care va aborda prima parte a stagiunii. În afara promovării mai multor jucători de la echipa de tineret, giurgiuvenii au reușit să transfere doi jucători de la CSO Plopeni, jucătorul ofensiv Adrian Radu și fundașul Andrei Lobonț, fiul fostului portar al Naționalei României Bogdan Lobonț. Conducerea Dunării încearcă să legitimeze în aceste zile și un jucător african, iar una din armele secrete ale albaștrilor ar putea fi atacantul Daniel Diceanu, revenit după o accidentare care l-a ținut pe bară un an de zile. După eliminarea dramatică din turul 3 al Cupei României, 2-3 cu CSM Alexandria, giurgiuvenii au disputat sâmbătă un meci de verificare cu formația din Liga a 3-a, înainte modelul. Călărășenii s-au impus cu scorul de 4-2, golurile Dunării fiind marcate de Coșeru și Diceanu. Până la startul campionatului, Dunărea va mai disputa cel puțin un meci de verificare. Este vorba de duelul cu Dunărea Călăraș, din deplasare, programat sâmbătă 24 august.